Suntem pe aceeași undă, Național FM. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii autocritici, Stupid Me, formație Magic, aici la Național FM, la 16:23. Și a venit momentul să vă prezint următorul nostru invitat. Este un invitat în studioul Național FM, alături de care, în emisie directă, sunt și eu, așadar, Vladislav Baltag, bună ziua! Bună ziua! Să facem așa o caracteristică. Vladislav Baltag este încă un reprezentant din partea Camerei Tinerilor Antreprenori GCI Moldova sau GCI Chișinău? Chișinău. GCI Chișinău. Asta așa, vă spun în linii generale, dar în linii mai cu amănunt vă spun că vom asculta într-un fel o poveste de succes a unui antreprenor, a unui tiner antreprenor care, bineînțeles, că face parte și din GCI, dar vom afla, de fapt, povestea lui, vom afla drumul lui spre spre această cameră a tinerilor antreprenori. Pentru început, Vladislav, bine ai venit în studioul Național FM. Da, mulțumesc. Ai mai fost la vreun post de radio? Direct? Da, la Radio Tineret Moldova. Așa, și ai vorbit despre același lucru, economie, da, business? Da, puțin, despre proiectul Battery. Proiectul Battery din care faci parte, da? Da, exact. Ești ca organizator sau ca participant? Nu, participant. Așa, bine, despre asta vorbim ceva mai târziu. Deci, Vladislav Baltag este în studioul nostru. Vladislav, care este drumul tău spre business? Deci, ai absolvit în școala, liceu, ce studii superioare și dacă au vreo legătură cu business-ul pe care îl propagi acum? Da, sunt de Baștină, din orașul Bindera. Am venit după 9 clase. M-am dorit libertate și am venit, am emigrat de la Bender la Chișinău. Că vreau să spun, uite, se mai vorbește română la Tighină, la Bender, dar da, dacă exact. Ai venit tu, se mai vorbește acolo? Exact. Acolo există un liceu, școala numărul 19, care vorbește, adică se predă în limba română, restul tot în limba rusă. Și uite, am simțit necesitatea, după poftele mele, că doar Chișinău poate să mă ofere o creștere. Spațiu, da, și înțeleg. O creștere, da. Cum au fost anii de studii într-un liceu românesc, într-un spațiu cel puțin așa neprietenos limbii române? Bine, cum te uita, e oraș de Baștină, mie îmi place orașul. Da, poate acum mai rar mă duc, pentru că de acum sunt de 10 ani în Chișinău și acesta este al doilea oraș de Baștină, unde sunt, bine mă simt, unde sunt prieteni, lucru, activitatea, absolut totul. De asta pe Chișinău foarte mult contez, de asta nici n-am vrut să plec, să emigrez din țară. Suntem tineri, trebuie să dezvoltăm statul, țara, să ajutăm noi cu creativitatea noastră, cum suntem în toate metodele. Și de asta am început venind de la Bender, am terminat 9 clasă, după cum am spus, am venit și am depus documente la colegiul de construcție. La mine taică-mă în domeniul construcției și m-am gândit eu ce să aleg. Hai că creăm o dinastie. Da. De ce nu? Maică-mea îmi spune, uite, poate încerci la construcție. A stat eu vreo 2 serii. Am zis că da, bine, de ce nu? Două serii te-ai decis. Uite, deja e o chestie de caracter. Da, foarte da, bine. Da. Am venit, am depus documentele, am trecut cu brio și mi-au dat cămin, am trăit la cămin 2 ani, adică un an jumătate. Mi-a plăcut foarte mult, enorm de mult. De fapt, de acolo am început să simt magia asta de studenție. Sigur că da. Cu distracții, da, în același timp și carte, evident, pentru că una fără alta nu e interesant. Da, e cam greu uneori să combin chestiile astea. Da, depinde de persoană de cum. Dacă ți-i place adrenalinul, dacă ți-i place jocurile astea să fii și distractiv și în același timp să însușești materialul pe viitor care îți trebuiască, tu o faci asta din suflet. E important să o faci din plăcere. Dacă o faci din plăcere, îți primești întotdeauna bine. Am absolvit colegiul de construcție, am învățat 4 ani. După asta am simțit necesitatea, evident, să depun documentele la facultate mai departe. Numai că la facultate nu am depus la specialitatea care am învățat. Am învățat CC, asta construcții civiles, ca definiție. Un maestru în construcție, mai bine spus. Ei, tot e pe acolo. Da, numai un nivel mai jos ca inginer. Și m-am gândit să depun la facultate, doar puțin să adaug management. Pentru că mie îmi place management, organizarea cu oamenii și am simțit că asta e direcția mea potrivită. Da, să fie legat și de construcție, dar și cu administrare, cu organizarea și ține domeniul ăsta. Treptat ne-am depus documentele iarăși, dar nu am pus la dizi, am pus la fără frecvență, pentru că simțeam necesitatea de experiență.
Și ce făceai? Te-ai angajat? Da, primul an, adică primul meu serviciu a fost de barman și în altul domeniu ăsta. Zic, de ce nu? Iarăși îmi place sfera asta de distracție. Un fel de construcție de cocktailuri, tot trebuie să-l construiești pe acolo. Da. Am lucrat vreo 4 luni și zic, de să aleg altă direcție. Am lucrat chiar și la petrolieră. La petrolieră, la stație Peco sau... Da, Peco. La Petrom am lucrat. Pe timpurile cele făceam bani buni acolo la petrolieră. Mai dădea benzin așa, mai la stânga? Nu, la stânga schimbam acolo, erau cu cartele. Nu facem un mic business, da. Bine, o să fie păcat, foarte mic. Între paranteză. Nu, asta e de la... Ai necesitatea să faci multe activități, poți să faci pe astea. După asta spun unde merg, haide de acum să iau pe specialitate. Da. Și după cum știi, în domeniul construcției, zic, nu aleg construcția însuși cu beton, cu armare, des aleg domeniul cu ventilare, pentru că acolo este mai curat și trebuie să judici mai bine, pentru că dai mărimi mai exacte. Și inginerie deja o folosești mai, da. Și asta mi era mai aproape mie. Și am început ca simplu montator, am plecat, am lucrat vreo jumătate de an, unde pe urmă m-am reangajat în altă companie. Și tot în ventilație. Și șefii au văzut că sunt băiat responsabil, îmi fac temele bine, am de lucru, mi-l fac bine, progresam întotdeauna, pentru că eram tânăr, avem necesitatea asta. Și m-au pus în calitate de șef de echipă. Păi uite, asta iarăși o nouă experiență, am încercat, dar mă să lucrez cu oamenii. De pentru că era altă responsabilitate, evident. Pentru că îți dădea proiectul, îți dădea calcule, tu erai responsabil, făceai o greșeală, tu să-mi ai cu buzunarul. Dar m-am gândit și zic că eu vreau să evoluez, evident că mie asta îmi trebuie. După asta merge etapa de maestru, a fost tot cu ventilare, am început să mă gândesc, pe urmă zic că ajunge cu ventilare, dat să trec la construcții generale, pentru că asta a fost baza de specialitate. Da, ai vrut să mergi mai departe, să te dezvolți mai departe. Da, da. Și asta, repet, pe când erai student? Pe când eram student, da. Cum am terminat facultatea, m-am gândit eu că trebuie să de acum să trec la alt nivel și ține de nivelul, dar nu cu maestru, să fie în construcție. Am mers maestru în construcție, aveam 35 de angajați, am început, da, să-mi fac calitățile într-adevăr de manager, de acum am început să... Dar încă nu aveai propria ta companie. Nu. Pe atunci încă... Erai doar maestru, da, așa? Da. Pe atunci acumulam experiența. Și am început, am lucrat iarăși vreo jumătate de an și am înțeles, dar de ce nu inginer? Sunt toate potențialele, da, poate nu este licențiat, pentru că după colegiu, după facultate, nimeni trebuie o perioadă pentru să obțin licența. Și bun, am găsit-o într-o companie și am lucrat inginer și ține cu domeniul ventilării de acum. Am lucrat vreo 3 luni. Și am zis, gata, ajunge. Parcă m-am învățat, parcă se primește, vine curajul, de ce nu? Haide, Vlad, uite, acum e momentul, tu să începi direcția ta. Avem de acum strângi băieți de treabă, de la companiile unde am lucrat și meșteri care erau. Și care erau probabil că nemulțumit pe alocuri de condițiile în companiile cele, pentru că astfel tu i-ai demenit cumva, nu? Da, dar este așa principiul ca și managerul sau ca și conducătorul în orice organizație. Când pleacă conducătorul, pleacă cu el și cei mai buni meșteri sau care noi s-o cătem cei mai buni. Pentru mine erau foarte comod cu dânșii să lucrez, pentru că la nivel de oameni erau buni și la nivel profesional la fel. Erați o echipă de acum, simțeați foarte bine. Da, așa? exact. Și am început cu lucruri elementare, am început cu reparații în apartamente și m-am depus iarăși sărguința, am făcut un obiect, două și zic, de ce nu se trec la case private? Pentru că experiența o luam de la blocuri unde am lucrat, construim blocuri mari și acolo tot același concept, numai puțin la nivel mai mic. Asta e construcție. Case private. Și uite, de atunci am vreo un an și jumătate de când activez concret direcția mea, compania, am un parteneriat cu companie unde îmi face partea legală, eu fac partea ce ține cu organizatul, cu contract, absolut tot. Și de atunci ducem activitățile, ne ocupăm cu reparația apartamentelor, după cum și-am spus, cu construcția căselor private, fasade mari, ce ține absolut, m-am axat acum ultima vreme de la idee până la realizare, absolut toate etapele.
cu ideea, cu documentația, după asta cu calcul, cu divizele, cu proiectarea, construcția însuși și darea în exploatare, evident. Da, pentru că ai fost cap-coadă, tu cunoști toată experiența, da, chiar da. Dacă faci acum mai puțin inginerie, faci mai mult management, dar oricum cunoști foarte bine și nimeni nu va putea să te păcălească, așa e la acest capitol, da. Pentru că tu cunoști totul foarte bine. De acord, acum pun un accent foarte mare pe echipă. Înainte nu eram de părerea aceasta, mai mult așa stil de conducător, dictator, ceva. Las că nu există, da, adică mâine pleci și vine altul. Da, da, da. Uh-huh. Acum mai mult pun accent pe echipă, îmi cresc echipa unde mergem pe vot democratic, uite asta, uite asta. Eu acum sunt de părere, dacă tu ai o idee mai bună, nicio problemă, implementăm asta numai pentru compania noastră să fie mai bun. Nu că noi a mea și că noi acceptăm, nu există așa ceva. Există progres, dar pentru progres noi toți trebuie să fim creativi. Dar cine e vorba? Știi cine sunt dictatorii? Acei care nu sunt siguri pe propriile lor forțe, știi? Până și într-un atunci... moment. Păi sigur că da, până într-un moment. Intrarea ta, deci deja ca un om de afaceri stabilit, a intrat în proiectul GCI și faci parte acum din programul Battery. Iar programul Battery, hai să o spui tu de fapt, pentru că au mai fost invitați băieți super fine, încărcați, de la care mă încărcam și eu cu energie acest interval de interviu. Deci ce înseamnă pentru tine proiectul Battery și de ce ai luat parte la acest proiect? Eu am nimerit întâmplător la GCI. La o activitate, a fost în Leo Grant, un eveniment, unde ne-am întâlnit colegii și m-au zis, uite, asta e într-adevăr ce îmi trebuie și mie, așa o organizație plină de creativitate, de oameni. Indiferent de sfera de business. Sfera de business, vârstă, pentru că erau variații de la vârste, de la 18 în sus. Și am început cu ei încet și ușor, până a apărut oportunitatea, adică a apărut proiectul Battery. Uite, am citit eu în descriere și e bun, de ce nu să-mi fac și eu niște deprinderi? Am început să mă gândesc între altele, uite asta pot, dar mai bine mă duc să văd ce profund e. O secundă, Vladislav, ce înseamnă proiectul Battery? Cuvintele tale, așadar, la general, deci te-a atras, dar ce înseamnă el? Ce face el, de fapt, bun pentru un tânăr antreprenor? Dezvoltă deprinderi bune sau abilități care te vor ajuta să ajungi la succes. Spre exemplu, pentru mine obiectivul următor, așa până la 30 de ani, să obțin libertatea. Ce înseamnă libertate? Atunci când tu nu mai trebuie să muncești la nivel de afaceri, să o creez, vreau să creez o platformă, după asta să mă ocup cu lucruri simple, spre exemplu, să mă învăț să picta, să mă învăț să cânta, să mă învăț încă să savurez viața. Nu-mi fug după. Eu așa întotdeauna spun. Eu nu vreau să am miliarde. Mie ne ajuns și milioane. E destul. Și să ajungem la Battery. Battery e o etapă la obiectivul meu care am. Așa am văzut eu pentru altele. După cum am spus, dezvolți niște deprinderi, fiecare diferite. Pot să încep să explic cum am fost la Battery, dacă... În linii generale, eu am dezvoltat proiectul meu personal denumit-o Dimineața Perfectă. Așa. Uite, ne-am făcut dimineața, adică am început dimineața la orele 5. Fără 5 minute, 5, până la ce mă sculam la orele 7, așa. Acum zic, uite, eu sunt mai productiv și mai puternic dimineața, atunci pot să mă gândesc mai creativ și direcțiile care mi-e întrebești. Și așa și-am făcut. Zic, îmi fac un regim, așa, cu câteva deprinderi și gata. Am ales trezirea dimineață și alergatul. Uite, cu trezirea dimineață și alergat, am început 2 zile, simt că puțin, dă să mai adaug ceva, să fie mai interesant. Și treptat am mai adăugat și altele. Și până în final am obținut trezirea la 5 dimineață. Alergat-o? Mă trezeam la 5 dimineață, încetișor, nu mă grăbeam, mă trezeam, beam o cană, adică un pahar de apă cu lămâie, mă trezeam mai binișor, îmi puneam o muzică de asta motivațională, energică, n-are importanță ce e, de bună dimineața, poate să fie diferit, să-mi dă energie. Exact, așa. Da. Ne luam adidașii și ieșeam afară. Deodată fugem, până la asta am făcut niște încercări, 3 zile, nu prea s-o primit, cred că nu eram eu gata. Motivat, da. Era destul, sigur. Da. Și am început să fug. Eu trăiesc la Cuzavodă și am fugit până la viaduc. Dar cea mai tare m-a inspirat să fug până încolo, într-o dimineață mergem cu taxiul la o ședință cu Battery, dimineața la 6, și mergeam cu taxiometristul și el îmi spune, uite, eu în fiecare dimineață prin țoarele.
Și zice, știi ce-i fain? Eu zic, nu știu. Și când văd așa un soare mare, zic, răsărit. Eu vreau și eu asta. Da, da, asta e super. Am ajuns și mă uit soarele. Bine, eu o fac mâine dimineață precis. Și așa, așa am făcut. M-am trezit la orele 8. La 5. La 8? La orele... te-am prins, mai te-am prins. No, da. No. La 5, da. La orele 5 și fuga încolo. Fuga, fuga, ca eu să reușesc. Undeva am ajuns pe la fără vreo 10-6. Un soare frumos se deschide. Energie, de pe pod. Da, dispoziție, da, da, super, da, da, da. Da. Și numai acum am ajuns, am savurat vreo 5 minute, ne-am luat altă de prindere, asta meditație. Am închis ochii și timp de 10 minute am atras atenție la respirație, ca să odihnim puțin creierul. Ca să calmai respirația, da, 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 te ascultai tu pe tine. Oprim gândurile, mai străduiam să opresc gândurile și să controlăm inspirația și expirația. După asta, vreo 10 minute, facem o poză, pentru că cum este la betere, că să dai confirmare că da, da, ai da, făcut ai asta, trebuie acolo, să pozezi, da, da, exact, un... facem da. Selfie și îl postez pe internet. Hop înapoi. Fugeam până la prima iarbă, mă descalțam și 10 minute stăteam cu picioarele în iarbă. Eu asta o denumesc ca prind la putere, pentru că pământul dă energie până la urmă. Ești fără intermediar, ești fără talpă de încălțăminte. Ești direct pe, pe natură. Atunci, da, este 10 da, da, minute, da, 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 direct pe natură, da, frumos spus. Păi nu știu cât de frumos, dar te invidiez într-un fel. Da, povestește mai departe, că e foarte mergeam fain. La izvor, beam un pahar cu apă iarăși și fugeam spre casă. Ajungeam în fața ogrezii, am bloc, am bară, paralele, chestii. Facem un super set. Super set, ăsta sunt niște exerciții... În creștere, apoi în descreștere, da? Nu. No. Am mai puțin alte feluri. Spre exemplu, merge bara, abdomenul și... Diferite grupuri de mușchi, da? Da, da, faci trei, într-un grup, trei grupuri de mușchi, a câte 15 ori, a câte 3 ori. Ceva de tipul dat, nie unde vreau 10-15 minute, ajung acasă, după asta fac un duș rece, ca să simt, și îndeplinesc agenda. Uite, asta la mine se numește o dimineață perfectă. Începând de la orele 5 dimineața și până la orele 7, eu reușesc tot complexul ăsta. Plusul care e că eu simt un tonus extraordinar, eu mă sunt încărcat pe toată ziua. Dar betere cea mai tare m-a ajutat, pentru că aici este grup. Dar în grup întotdeauna e mai ușor, apare... motivația asta. Sigur, de concurență. Sigur, știi vorba, unde el... unul nu spori, unde-ți dă da, puterea da, crește. Da, 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 uite, el poate, de ce nu? Eu tot am caracter. Ia, uite, încearcă așa, încearcă așa, încearcă să mai adaugi. Dar cel mai important să nu-ți iei de prindere să o faci, dar să o adoptezi cum ți-ți mai comod. Pentru că unele dimineață eu încercam să mă trezesc la 5, unele 5 și 20. Facem diferența cum mă simțim după... cum mă simțim. Bine, da, 20 de minute poate fi o diferență, eu înțeleg, între 5 și alteori la 7 să te trezești, de exemplu. Dar 5 sau 5 și 20 nu este mare diferență. Nu este, în asta și efectul, pentru că nu este mare diferență. Uneori mă trezeam la 5 și mă simțeam obosit. Mă trezeam la 5 și 20 și mă trezeam fresh. Era perfect. Era perfect. Depinde, sunt, dacă știi, din psihologie sau de unele domenii, sunt așa niște faze de somn care ele durează undeva vreo o oră și jumătate fiecare fază. Dacă tu te trezești în area unei faze, tu te simți fresh. Dacă tu te trezești undeva la mijloc sau aproape, tu te simți epuizat. De asta eu și-am încercat. Uite, ceva nu e bine, înseamnă că eu încerc, eu sunt flexibil. Foarte asta bine. Și e cea mai mare avantaj. Pentru că tu trebuie să adoptezi după tine. Nu există om universal sau deprindere universale. Există deprinderi bune pentru fiecare om aparte. Individual, desigur. Da, și uite, am ajuns, am finalizat de acum betere 21 de zile. Cu GCI avem altfel asemănător ca betere. Acesta este mai interesant, de 3 luni de zile, doar pentru membrii GCI care suntem. Acum, duminică, am atins o nouă victorie, am fugit 10 km. Felicitări! Tot de dimineață? Da, da, de dimineață. Spune-te, la orele 6. Ești cam pe la sfârșitul cursului, da? Câte 21 de zile. Am finalizat de acum. Ai finalizat am primit deja. Și diplomă. A, deci super. Deja ai implementat în viața ta, pentru da? Că mă întrebam și vorbeam cu colegii dumitale, au trecut 21 de zile, parcă ți-ai făcut un regim nou, ești un om nou, refăcut. Dar după aia să nu vină peste tine înapoi regimul cel vechi, că era mai comod, că te mai trezești dimineața. Hai că mâine mă trezesc, nu la 5, dar la 5:20. Dar poi mâine la, hai la 5:30. Uite tot așa, să nu dispară chestia asta. Timpul rezervat, interviul nostru expiră. De fiecare dată când vorbesc cu cineva de la GCI, înțeleg că doar începem să dezvoltăm ceva și deja timpul expiră.
expiră și este foarte bine, pentru că e mai bine așa, mai bine să nu spui multe lucruri decât să te epuizezi peste 10 minute și să nu mai ai despre ce vorbi. Așa, Vladislav Baltag în emisia noastră la Național FM. Vladislav, îți doresc aceiași ochi de lup să iai și în continuare foarte bine faci, adică lucrezi asupra ta, îți dezvolți companie, crești singur și, cum spunea un cunoscut de meu care are niște locuri acolo la Piața Centrală, să-ți construiești propriul tău imperiu și să-ți dedici deja timpul liber pentru autocreștere, o limbă nouă, să mai vizitezi. Ultima întrebare, cam ce hobby ai vrea să ai? De exemplu, hai să vizualizăm așa, gata, afacerea este pusă pe roate, prima, a doua, a treia, totul este bine, mersi, stabilit. Care ar fi primul tău hobby? Sărliturile cu parașuta. Iubesc foarte mult adrenalina, asta în primul rând. În al doilea rând, ies din zona de confort. Asta e o frică așa internă, înălțimea. De asta, ca să o bat, eu trebuie să sar împotriva ei. Să o depășești. Da, da, eu trebuie să-i demonstrez, sunt mai puternic. Nu trebuie să o înlătur, pur și simplu trebuie să o depășesc. Și sfatul dumitale pentru potențialii susținători sau chiar participanții ai proiectului Battery, vor mai fi apropo organizate sau deja nu se vor organiza? Nu, va fi, pentru că e un proiect foarte fain. Eu cred că încă în viitor multe proiecte de tipul dată să apară. Eu sper că în toamnă, numai cum apar studenții sau elevii deodată la școală, să fie dat startul a doilea proiect. Și vei fi iarăși? Te implici iarăși în Battery? Vedem, pentru că există proiectul ăsta de la GCI, 3 luni, el e la nivel așa mai matur de acum. 30 km prima etapă, cred că să ajung până la maratonul de 21 de km sau chiar 42. Maraton, extraordinar. Uite, așa, numai așa, depășindu-ți limitele, poți să înțelegi cine ești tu de fapt. De acord, da. Da, și uite, aș vrea foarte mult să mai vii pe la Național FM, deja dacă vei face parte din aceste 3 luni. Cum se numește proiectul ăla? Apropo? N-are așa o denumire, intern de GCI, da. Super fain. Vladislav, îți mulțumesc frumos. Succes în tot ceea ce faci. La revedere. După o scurtă pauză publicitară, revenim cu muzica, oameni buni.